2021 pe litoralul românesc și în Constanța și Mamaia. Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să se pregătească și cei din Horeca, dar și autoritățile? Sigur, o adevărată provocare acum, după un an, așa cum a fost 2020, nimeni nu poate să prevadă exact ce se va întâmpla în acest sezon 2021. Cu toate acestea, trebuie să ne pregătim, pentru că va veni 1 mai, sperăm ca 1 mai să vină cu vești bune, în sensul că am putea deschide sezonul pe litoral cât mai aproape de ceea ce știam noi înainte de pandemie. Vedem cu toții că această campanie de vaccinare oferă practic, da, o speranță și încredere și ne gândim că pe măsură ce ne vom apropia de începerea sezonului, lucrurile vor fi din ce în ce mai bune din punct de vedere al managementului acestei crize pe care o traversăm cu această pandemie COVID-19 și pentru asta însă trebuie să ne pregătim. Știm cu toții că nu mai avem Asociația Litoral Delta Dunării de mai bine de 3 ani, ceea ce a lăsat județul Constanța, voi spune județul Constanța pentru că n-a fost vorba niciodată numai de orașul Constanța sau de stațiunea Mamaia. A lăsat deci județul Constanța fără niciun fel de entitate care să coaguleze practic și actorii privați, dar și mediul autorităților locale de pe litoral, Consiliul Județean și primăriile stațiunilor, fără să facă nimeni o strategie pentru dezvoltarea și promovarea turismului pe litoral, astfel încât de 3 ani practic fiecare stațiune eventual s-a promovat dacă a avut buget, dar haotic, fără nicio coerență cu alte strategii ale altor stațiuni. N-am avut o politică unitară la nivel de județ, din păcate. Au fost doar câteva prezențe la târgurile de turism din partea autorităților locale, însă fără operatorii privați, fără oferte și, repet, neavând în spate niciun fel de strategie, unde ne propunem să ajungem, ce trebuie să dezvoltăm și să promovăm în județul Constanța la nivelul turismului și, din păcate, acest lucru s-a văzut. Foarte multe județe deja ne-au luat-o înainte, ne-a ajutat vremea frumoasă în ultimile două veri, ne-au ajutat tichetele de vacanță, dar este posibil ca, de exemplu, în 2022 să nu mai avem tichete de vacanță și nu putem să mizăm numai pe vreme. Și atunci, evident, ceea ce trebuia făcut de mult și nu s-a făcut nici până în acest moment, este vorba despre organizația de management de destinație. Am avut cu toții o știre la un moment dat pe finalul mandatului primarului Decebal Făgădău, precum că s-a reușit, da, întrunirea unui grup de membri pentru o nouă organizație de management de destinație în locul Asociației Litoral Delta Dunării. Eu nu am văzut însă și nu am reușit să aflu de la Primăria Constanța care ar fi membrii acestei organizații, care este statutul, care este actul constitutiv. Acolo ar trebui să vedem bugetul alocat, din ce provine acesta, cine sunt membrii, care este strategia, care este politica pe care o va face acel OMD. Am înțeles totuși că el nu s-a constituit, este o veste care, din păcate, repet, nu ajută litoralul. Deci, prima măsură care trebuie adoptată de președintele Consiliului Județean Constanța este reunirea, da, primăriilor și a patronatelor și organizațiilor care reprezintă hotelieri, restaurante, alimentație publică, deci, da, și agenții de turism, desigur, operatori de agrement de asemenea, în a coagula cu adevărat o asemenea entitate, în a începe să ne facem o strategie unde dorește județul Constanța să ajungă și ce politică de dezvoltare și de promovare a turismului la nivelul județului va face acest OMD, astfel încât de la acest OMD să plece către stațiuni și către nordul, centrul sau sudul litoralului, direcțiile de dezvoltare pentru următorii 5 ani sau pentru următorii 10 ani. Dacă nu se întâmplă acest lucru cât mai repede, sezonul 2021 va fi în continuare nepregătit, presupunând că mâine scăpăm de pandemie, nu avem deci o asemenea entitate, nu avem nicio strategie, nu mai avem zboruri pe aeroportul Mihail Cogălnicianu, ori această entitate trebuia deja și trebuie să se ocupe prioritar de acest obiectiv, nu avem un buget alocat pentru evenimente de promovare la nivelul turismului pentru județul Constanța și acest lucru este, repet, extrem de grav, foarte multe dintre destinații în acest timp ne-au luat-o cu mult înainte. În ziua alegerilor parlamentare, chiar pe 6 decembrie, l-am sunat personal pe președintele Consiliului Județean Constanța,
mi-am prezentat disponibilitatea pentru a avea o întâlnire exact pe tema dezvoltării și promovării turismului în județul Constanța. Repet, consider că trebuie să pornim de la nivelul județului. Nu pot fi de acord ca o anumită primărie să iasă cu o strategie fără însă să ne consultăm, da, încotro ducem turismul la nivelul județului și ce anume vrem să promovăm în anumite părți ale litoralului. Nu am primit până în acest moment o propunere de dată pentru întâlnire. Sigur că am avut bucuria să constat că președintele Consiliului Județean Constanța este de acord cu această întâlnire, dar nu s-a întâmplat încă. Mai mult am solicitat în noiembrie o întâlnire cu Prefectura Constanței pentru a discuta problemele redeschiderii restaurantelor, chiar și în acest moment, dar și în pregătirea sezonului 2021. Nu s-a întâmplat nici această întâlnire, am primit abia după două luni un răspuns, precum că activitatea de audiențe în Prefectura Constanței este suspendată. Noi n-am cerut o audiență, noi cerem o întâlnire chiar și online cu un grup de reprezentanți din Horeca din Constanța. Trece timpul, dacă nu avem cu cine să discutăm și nu avem practic un partener de dialog, mă tem, repet, că sezonul următor ne va prinde din nou nepregătiți. Știm cu toții ce înseamnă lipsa evenimentelor, sigur că acum nu se pot organiza, dar în situația în care, repet, am revenit și ne dorim asta la condițiile normale pentru sezon, nu avem în acest moment nici măcar o politică care să spună că ne dorim evenimente și nu am țintit practic niciun fel de nișă de promovare pentru acest sezon. Eu vreau să rămân un om optimist, așa cum mă știți, vreau să cred că într-un final vom reuși să avem întâlnirea dorită cu președintele Consiliului Județean, cu prefectul Constanței, cu primarii stațiunilor de pe litoralul românesc, astfel încât chiar și în mediul online, dacă nu putem să ne întâlnim fizic, să nu lăsăm acest timp prețios să treacă fără a ne reuni și fără a ne stabili cine sunt partenerii de dialog și ce vrem să facem în continuare pentru turism la nivelul județului Constanța. În 2020, turiștii străini au fost foarte, într-un număr foarte, foarte mic pe litoralul nostru. Acum a apărut vaccinul, multe țări deja au început campaniile de vaccinare. Cum vedeți sezonul 2021? Credeți că o să reușim să mai atragem turiști străini aici pe litoral? Este un subiect extrem de important pentru litoralul românesc, de foarte mulți ani dependent de conațional, de turiștii români. Sigur că tichetele de vacanță ne-au ajutat, repet, să nu punem practic acum la socoteală vestea că s-ar putea ca 2022 să ne găsească fără tichete de vacanță, pentru că asta ar fi într-adevăr o veste foarte proastă. Ce facem însă cu turiștii străini, fără zboruri care să conecteze Constanța, destinația, pentru că vorbim de aeroportul Mihail Cogălnicianu ca punct, da, care reprezintă întreaga destinație litoral și chiar Dobrogea, pentru că aeroportul Tulcea nu, știm cu toții că nu poate opera multe zboruri. Fără zboruri, repet, care să ne conecteze cu orașe din Europa, nu putem vorbi de turiști străini în masă, putem vorbi doar de turiști străini ocazional, câțiva individuali, care eventual ar veni cu mașina sau ar veni pentru a participa la anumite evenimente pe diverse teme, conferințe, simpozioane sau pe altă tematică. Noi avem nevoie în continuare de aceste zboruri, avem nevoie de chartere care să fie introduse de tur operatori străini, așa cum știți că am adus charterul de la Tel Aviv, de exemplu, așa cum altă dată pe vremuri litoralul românesc avea chartere din Germania, din Franța, din țările nordice și acele chartere ne aduceau de fapt volumul de turism, deci turismul de masă, practic vorbim de turiști străini. Din păcate nu avem aceste zboruri și în continuare faptul că nimeni nu mai negociază, nimeni, atenție, de 3 ani nu mai negociază cu nicio companie aeriană, nimeni nu mai încheie contracte de promovare cu nicio companie aeriană, acest fapt a făcut ca, din păcate, să pierdem aproape toate zborurile și acest lucru este extrem de grav. Nu poți vorbi de incoming, deci aducere de turiști străini, fără zboruri care să conecteze orașul tău cu câteva, cel puțin, orașe din Europa, de unde am putea spera să atragem sau să aducem turiști. Inclusiv charterul cu turiști evrei, din câte știm, a fost pierdut, n-a mai fost Asociația Litoral Delta Dunării care să investească bani în promovarea acelui charter și să ajute turoperatorul israelian respectiv pentru a aduce turiștii, care de altfel au lăsat bani serioși în comunitatea Constanței, în hoteluri, în restaurante, în atracții, în excursiile și tururile locale pe care le-au făcut, bani pe care acum, după cum vedem, nu-i mai avem.
Trebuie să spunem că acum de pe aeroportul Mihail Bobălucianu sunt doar două zboruri, unul către Londra și unul către Istanbul. Ele nu operează însă în acest moment, știți, da, sigur, din motive de pandemie, evident. Exact, da. Și mai era un charter către Budapesta, către Viena. Așa, în ultima perioadă, dar noi am pierdut zborurile Blue Air, care ne conectau cu multe orașe din Europa. Am pierdut charterul operat de asemenea de Blue Air cu Tel Aviv, despre care tocmai vorbeam acum. Zboruri care ne aduceau turiști importanți, de care litoralul român, românesc avea nevoie. Acum, la început de an, a venit cineva sau să-și rezerve o vacanță pentru anul 2021? Un constanțean, de exemplu, a venit cineva să rezerve? Dacă vorbim de constanțeni, vorbim de vacanțe în România sau în extern. Exact. Noi vindem deja în agenția de turism, a noastră cel puțin, dar și colegii mei, desigur, vindem deja vacanțe la munte, avem turiști chiar și în acest moment pe pârtile de schi din România, avem turiști pe destinații exotice, Egiptul s-a vândut foarte bine și la noi de Revelion. Au cumpărat constanțenii deja vacanțe, spuneam, pentru ianuarie și februarie, deocamdată nu pentru mai târziu, dar practic în acest moment ne bucurăm foarte mult că nu este zi fără să încasăm tichete de vacanță. Oamenii ne aduc tichetele de vacanță pentru a rămâne la noi la agenție, pentru ca ulterior să ne sune și să ne spună: mâine vreau să plec la Sinaia, vă rog din creditul pe care l-am la agenție să ne asigurați două nopți sau trei nopți sau, nu știu, o altă plecare într-o altă zonă. Deci s-a dat startul, s-a reluat mai exact, da, startul pentru vacanțe. Mă bucură foarte mult acest lucru. S-a văzut de altfel și mass media a preluat foarte bine faptul că mii de români au petrecut Revelionul, de exemplu, pe plajele din Maldive sau din Sharm el Sheikh sau Hurghada sau Dubai. Alte mii de români au petrecut pe pârtile de schi din România. Acum se pregătesc mulți pentru plecare pe pârtile de schi din Bulgaria, așa cum vă spuneam, astfel încât românii recâștigă practic încredere în vacanțe și călătorii. Sigur că există o categorie în continuare de români care așteaptă, da, mai multă siguranță, mai multă încredere și se tem să călătorească. Din fericire însă sunt din ce în ce mai mulți cei care vin pentru rezervări, cumpără o vacanță și pleacă către destinația pe care și-o doresc. Revenind la Constanța, pe final vreau să-mi spuneți care ar trebui să fie deviza pentru 2021 și trei evenimente majore care ar trebui să fie pe litoral în 2021. Cred că deviza esențială este organizare. Da? Eu sunt un om care pune foarte mare preț pe a mișca lucrurile. Constat că, din păcate, în jurul nostru, nu numai al meu, sunt foarte mulți oameni și, de fapt, majoritatea, da, au ales să rămână în inerție, să aștepte. Într-o economie normală de piață, așteptarea creează pierderi, de fapt, și riscuri. Da? Trebuie să fii dinamic, trebuie să te adaptezi. Da? Traversăm o criză, da, într-adevăr, ne-am obișnuit cu gândul că de 10 luni și mai bine suntem într-o pandemie, am înțeles și acest lucru, dar ce facem cu asta? Nu putem să rămânem în inerție, nu da vine nimeni să ne asigure traiul de mâine sau de peste 3 luni, avem facturi de plătit, avem credite de acoperit cu toții, avem niște business-uri pe care nu le putem lăsa să moară după ani de eforturi fiecare, după credite, după salariați și angajați pe care am încercat să ne ținem aproape, pe care am încercat să ne pregătim și, de altfel, economia trebuie să meargă mai departe. Și atunci organizarea la nivelul turismului în județul Constanța, dacă vorbim despre Constanța, așa cum ați întrebat, trebuie să fie cuvântul cheie. Suntem în acest moment haotici, dacă ne referim din nou la felul în care manageriem turismul acestui județ. Nimeni în acest moment nu se gândește la turism, mă refer la autoritățile locale, desigur. Fiecare proprietar de restaurant sau de hotel sau nu știu, de ansamblu rezidențial, se gândește la business-ul propriu și atât. Nimeni nu se gândește la destinație și la cum să facem să ne organizăm. Deci organizarea cred că este cuvântul cheie. Am întârziat deja, suntem deja, repet, în mare întârziere și să nu uităm, litoralul românesc are doar 2 sau 3 luni de sezon, ori din păcate, dacă nici pe acestea nu le pregătim din timp, în scenariu pozitiv și scenariu negativ, pentru că trebuie să luăm în calcul, evident, că vom rămâne în pandemie și asta ar putea fi o vară care să ne aducă pierderile verii trecute, sau scenariul pozitiv este cel în care, pe măsură ce vaccinarea evoluează, vom avea un sezon cât mai aproape de normal și atunci trebuie să fim pregătiți și organizați deja. Sigur, evenimente majore, evident că mă gândesc la Never See, să sperăm că el se poate
organiza. La capitolul evenimente m-ați auzit criticând în ultimii ani faptul că autoritățile locale lansează foarte greu și foarte târziu evenimente care de multe ori nu sunt cele așteptate de publicul, de turiști mai exact. Evenimente nu trebuie făcute doar pentru Constanțeni, am spus-o repetate rânduri, dar nu se înțelege acest lucru. Evenimentele trebuie organizate și anunțate din timp pentru a atrage turiști care să vină să rezerve nopți de cazare, să consume servicii turistice pentru a participa la acele evenimente, așa cum ajunsesem noi, de exemplu, cu festivalul antic Tomis. Din păcate, autoritățile locale continuă să investească bani în evenimente care nu servesc aducerii de turiști, ci eventual poate doar constanțenilor. Constanțenii însă sunt acasă, ei sunt primii invitați să se bucure de evenimente, dar ei nu lasă bani efectiv pentru bugetul local. Mă refer la nopți de cazare, repet, și la atracții pe care să le viziteze. Trebuie organizate evenimente mari, cu rezonanță, să spun așa, națională, cel puțin și în timp internațional, așa cum a ajuns, de exemplu, Never See-ul, și pentru asta, repet, trebuie mai întâi creată organizația de management de destinație.